Și acum o să vă întrebați ce căutăm și în grădina botanică din Cluj? Alexandru Borsa. Profesor universitar la Cluj, el a început să predea la Blaj, unde a reorganizat grădina botanică și a rămas în memoria elevilor liceului Sfântul Vasile. Odată cu preluarea Universității din Cluj de către statul român, cei mai buni profesori din Blaj s-au mutat aici, printre care Alexandru Borza și Ștefan Manciule. Alexandru Borza a fost inițiatorul acestei grădini botanice absolut extraordinare. Puțin știu că a fost și preot. Cele două mari vocații care s-au împletit la Roma își au obârșia și acolo și-a deschis ochii și pentru biserică și problemele bisericii și pentru natură. Savant de renume, Alexandru Borza a trebuit totuși să se ascundă timp de mai mulți ani de zile în perioada comunistă. Din fericire a avut inspirația să plece într-o călătorie de cercetare în munți, unde a rămas 7 ani. Asta pentru că era preot greco-catolic.